Secrete de familie. Episodul 2. E doar un copil. Poți să intru? Da. Ai pierdut. Ce? Tocmai am mărturisit Rucescu cum a colaborat cu securitatea. Da? Cum așa? Uite așa la televizor, a trezit-o pur și simplu. A mărturisit, ce să mai. Ai și tu ceva de mărturisit? Poate că am. Un secret ascuns? Un secret foarte bine ascuns. Acum aș vrea să mă spăl pe dinți. Aș vrea să curăț totul așa cum cureți un canin. Dacă vine și zice, îți iau fetele, o să zic, bine, iei tu fetele. Dacă vine și zice, ia-ți fetele și dispari, o să zic, da, iau fetele și dispar. Dacă vine și zice, te omor, o să zic, bine, just do it. Mă privește? Poate. Mă faci curios. Asta și vreau. E nasol? Depinde cum privești lucrurile. De ce nasol? Dacă încep să mă bărbiresc, o să-mi ascund teama în spumă. O să-mi întind spuma de bărbierit pe față. O să caut aparatul de ras. O să-i schimb lama. Am nevoie de timp. Mi-e teamă. Cumva știu ce o să-mi spună. Dar ea nu trebuie să știe câtă mi-e de teamă. Vreau să divorțăm. Poftim? M-am îndrăgostit de altcineva. Eram sigur. Toate chestiile din ultimul timp, plecările tale. Îl știu? Da. Petre? Nu. Matei? Nu, măi. Silviu? Nu, nu mai încerca să ghicești, o să zic eu. Claudiu. Claudiu? Da. Care Claudiu? Nu știu niciun Claudiu. Claudiu, elevul meu. Mă rog, fostul meu elev. Claudiu? Da. Ăla mic? Da. Tu vorbești serios? Da. Deci, ăla care venea pe aici, pe la meditații? Da. Sigur, va spune că sunt nebună. Acum nu mai sunt. Acum 5 ani am fost. O să încerce să mă convingă să rămân. Știu măcar un lucru, că nu va povesti despre mine. Îi va fi rușine. Ești nebună. Spune că glumești. Nu, nu glumesc. Dar e un copil. Nu mai e. Când a început asta? Acum 5 ani. 5 ani? Da. Ai spus 5 ani? Da. 5 ani? Da. Avea 15 ani, dacă asta calculezi. Puțin mai mare decât fetele tale. Da, 13. Și cu 20 mai puțin decât tine. Te dau pe mâna poliției. Deci ce o să le zici? Mă părăsește nevasta mea pentru unul cu 20 de ani mai tânăr? Felicitări o să zică ei. Doar că nu ție, ci soției. Auzi? Și cum a fost, eh? Ovea mare? No. Îți plăcea să i-o suci? Hai, povestește, zim! Vulgar acum, gata! Eu sunt vulgar, da, auzi, vulgar. Asta e bună, eu sunt vulgar! Da, ești vulgar! Nu-ți dau fetele. Fetele rămân la mine. Ok, facem cum vrei tu.
N-am putut să vorbesc cu nimeni despre asta. M-a nebunit. 5 ani n-am suflat o vorbă. Niciunei prietene, nimeni. Nimeni n-a știut. Nu e ceva ce poți povesti. Era elevul meu până la urmă. Puteam să fac pușcărie. Niciunul dintre noi nu a vorbit despre relația asta. Și prima oară când am vorbit a fost acum o lună, când am cunoscut o fată. O fată de care m-am îndrăgostit. Dar ea nu știe asta. Nu fata. Ea. Fata e un buzunar la relație. Da, îmi place, vreau să-l păstrez. E, și fete astea i-am spus, uite, trebuie să spun ceva, ceva ce n-am mai spus la nimeni. Am avut o relație de 5 ani cu profa mea de engleză. A făcut ochii mari, dar n-a zis nimic. Mă place probabil, nu vrea să mă supere. Am lăsat-o să credă că relația aia s-a terminat. Bine, puteam nici să nu-i spun, dar trebuia să mă eliberez și eu. Să dau din greutatea asta. Era la intensiv engleză. Un copil problemă. Adică ceea ce se cheamă copil problemă, din ăia răi. La început mă scotea din minți. Se așeza în prima bancă și mi se băga în ochi. Așa, provocator. Abia venisem în școala lor. Eu până atunci avusesem ore numai la dăștea mici și dintr-o dată m-am trezit la liceu. Întotdeauna mă temusem de asta, să merg la liceu. Dar acum n-am mai putut să dau înapoi. Și venea la oră și el stătea acolo, în fața mea. Și era golan. Da, doamna profesoară, ce rochie frumoasă aveți azi. O, doamna, v-ați schimbat coafiura, căcaturi de-astea. Și eram un car de frustrare, îmi venea să sar peste catedră și să-l strâng de gât. La început încercam să-l ignor, dar cu cât îl ignoram eu mai mult, cu atât el era mai insistent. Și nu era doar el, începea el o chestie din asta, începeau toți. Și nu poți să zici că era brici la engleză ca să trec cu vederea, că nu era deloc. Abia mormăia un hello, hello, how are you? Și era și la intensiv. Și nu știu cum, într-o zi am surprins o privire. O privire. Atât. Și asta a fost. Nu știu ce am citit eu în privirea aia. Era așa, ca și cum aș fi putut dintr-o dată să văd dincolo de el și de măgăriile pe care mi le făcea. Și ce vedeam era foarte frumos. Pur și simplu frumos. Mi-a plăcut mult de el. Și din ce uram să merg la ei la clasă, dintr-o dată a început să-mi placă. Și orele deveniseră mișto, el începuse să răspundă, nu numai el. Se mișcase ceva în clasa aia. Simțeam cum copiii încep să mă placă. Și mie îmi plăcea de ei. Mă tot trezeam spunându-mi, potolește-te, e un copil. Acum eu cam știu de unde a pornit. Din nevoia asta mea de atenție, de validare, de a fi văzută. Eram după vreo 5 ani de stat acasă. A fost prima fetiță, 2 ani cu ea, vreo jumătate de an înainte de naștere, că a fost sarcină cu probleme. La a doua fetiță la fel. Eram turbată. Bărbatul meu, sigur, era soțul meu, tatăl copiilor, dar au fost momente proaste, cu ai mei, cu ai lui, între noi. Și parcă nici nu mă mai vedea. A fost o perioadă în care mă rugam de el să facem sex și el n-avea chef. Găsea tot timpul motive, reproșuri. Era tot timpul nemulțumit. Niciodată bine, niciodată suficient, mă rog. Nu că îmi caut scuze. Nu fac asta. Mi-a plăcut de el. Maica mea la un moment dat știa. Dar ce știa? Știa că am pe cineva. Noi stăteam atunci la țară, la bunica mea și era apartamentul din oraș gol. Și am zis, uite, eu nu mai vreau să fac naveta toată ziua la țară. Dacă tot avem apartamentul ăla, mă mut în el. E aproape de școală, nu mai vin la bunica. Ia că ești mică,
Eu nu o să pot să am grijă de tine, că cum o să te descurci tu singur, cine îți face ție de mâncare, cine îți calcă, spală, maică mea, na. E, și la un moment dat s-a prins. Eu nu știa cine, dar s-a prins. Și a început cu alei. Că ce femeie asta care lasă farfurile nespălate în chiuvetă? Că ce femeie asta care nu e în stare să facă o ciorbă și cumpără de la fast food? Că vedea ambalaje de la mâncare. Apoi și ea. Deschidea frigiderul, începea. Că ce mamă e asta care nu-ți cumpără o ciocolată? Că ce mamă e asta care nu-ți cumpără niște iaurt cu fructe? Numai căcaturi de-astea. Râcă de-astea e femeie. Și maică mea... I-am zis într-o zi, că m-a scotea din sărită. Dom'le, uite ce, eu nu te întreb dacă și cu cine te fuți, nu mă mai freca la cap, e treaba mea. Îmi tot imaginam cum s-ar putea întâmpla. Nu venea să mă duc la el așa, pur și simplu, și să-i spun, hai să vorbim. Nu știu, nu-mi venea nimic. Dar în ziua aia nu știu cum s-au potrivit lucrurile, că l-am dus cu mașina acasă. Eu le tot luam cu mașina pe niște colege de ale lui și le lăsam prin satele din jur. Și el face, doamna, dar nu mă lua și pe mine? Păi de ce să te ia? Unde stai? Păi stau la bunica. Era tot dintr-un sat ăsta, dar mai departe, că el de obicei lua microbuzul. Și zic, sigur, hai. L-am lăsat pe colegele lui, el a rămas. Am ajuns în fața casei bunicăsi și atunci am zis, vrei să ne mai plimbăm puțin? El era așa, ușor uimit. Ba da, face. Și am mers mult, mult. Am ajuns în munți. Se înserase. La un moment dat i-am zis, Claudiu, mie îmi place de tine. El, nu atât de copil cum îmi imaginam, cum adică vă place de mine? În ce sens? Toate sensurile, i-am zis eu. Și îmi dădeam seama cât de grav este în timp ce îi spuneam asta. În ce intram? Eram rău. Tot liceu, am avut numai 7 la purtare. Mi-a pus 7 la purtare până și când am fost la Olimpiada de Român. Am avut la faza pe județ ceva cu poezia generației tale și eu am scris despre poezia 2000 și despre Brumaru, că începusem să citesc, îmi plăcea mult. Și am citat o strofă din Brumaru, de-aia cu pulă și cu pizdă. Și deși m-am calificat la națională, mi-a dat 7 la purtare, căci că fac școala de râs. Și cu ea ne vedeam des, că eram la engleză intensiv. Eu nu prea știam eu la engleză. Am mai divorțat, maica mea muncise prin Spania. Fusesem și eu un an acolo la școală, dar nu-mi plăcuse. Am vrut să mă întorc. E, și acum stăteam la bunica mea. Și cum multe din colegele mele stăteau prin satele din jur, le mai lua ea cu mașina și le lăsa acasă. Și într-o zi zic, doamna profesoară, mă lași pe mine? Sigur, zice, hai. Și am plecat. Eu cu vreo 4 colegi. Eu m-am așezat în față. Și tot drum, nu a glume. Vreau să-l impresionez pe fete. Bine, poate că și pe ea un pic așa, dar nu mă gândeam, na. Mă uitam la ea, super tipă, 1,85 m, haine frumoase, coafată. Și fetele au coborât la un moment dat, eu stăteam în sat mai departe de ele. Și când am ajuns, zic, aici stau eu, când puteți să opriți. Ea, nu vrei să ne mai plimbăm puțin? Eu, ba da. Și ne-a plimbat cu mașina așa. A fost foarte frumos. Și la un moment dat, ia, și că îmi place mult de tine. Eu cum adică vă place de mine? Ce, în toate sensurile posibile. Și ca să zic și eu ceva, și eu vă scriu poezii. Și mi-a luat mâna și a pus-o pe piciorul ei, dar eu nu știam ce să fac. Și m-a ghidat ea să urc pe picior. Țin minte că avea o fustă strâmtă de blugi și la un moment dat a desfăcut picioarele mult, așa, să-mi facă loc. Deci îmi plăcea că conducea cu mâna stângă, făcea tot fel de manevre cu stânga, în timp ce cu dreapta eram pantalonii mei. Dar eram foarte speriat, că nu știam ce se face și cum se face. Era
prima oară când atingeam o femeie. Și așa a început. Eu aveam 15 ani, ea 35. Sigur, ar fi trebuit să mă opresc imediat după asta și să-i spun, hai, te duc acasă și chiar să-l duc acasă. Dar dorința era mult prea mare. Și îmi plăcea asta că îl vedeam cum mă privește. Mă privea așa, într-un fel, din cap până în picioare, mult și așa, pe față. Noi oamenii de obicei ne privim între noi pe furiș, ne spionăm unii pe alții. Dar el mă privea știind că eu îl privesc în timp ce mă privește. E foarte greu să explic, dar era foarte excitant. Și am încălcat rând pe rând orice limită. I-am luat mâna și mi-am pus-o pe picior. Vedeam că stătea așa, nu știa ce să facă. Așa că l-am condus eu. Muream să mă atingă și să-l ating și eu. Până la urmă, am oprit mașina într-o pădure și am făcut tot ce se putea face într-o mașină. Aș fi urlat în gura mare. Băi, vă știți, mă, ce am făcut eu ieri? Puteți măcar să vă imaginați? Sau cu cine? N-am făcut-o. N-am spus la nimeni. Mă îndrăgostisem. După ce l-am lăsat la bunică sa, în timp ce mergeam spre casă, m-a apucat panica. Ce a fost în capul meu? Dacă se apucă ăsta să spună mâine la toată școala, ce mă fac? Am intrat în casă tremurând. N-am dormit toată noaptea. N-a venit a doua zi, am zis, asta a fost. O să plece, e frică, n-are încredere în mine. M-am deprimat foarte rău. M-am dus acasă și m-am băgat în pat, plângeam. Maică mi-a speriat, ce ai pățit, s-a întâmplat ceva? Noi tot timpul avusesem așa o relație mai specială, unde taică mi-o plecase. Ne spuneam tot unul altuia. Adică nu aveam secrete unul față de celălalt. Și dintr-o dată am simțit că nu pot să-i spun, că asta nu pot să-i spun. Știu că am avut așa o senzație foarte fizică. Eu stăteam în baie, în cadă, în apă până la gât și mi se părea așa că jumate de apă e caldă, jumate rece. Și mă gândeam, nu sunt decât două opțiuni, să-i fac rău sau să nu-i fac rău. Eu nu o să-i fac rău niciodată. Așa am zis atunci. Și a fost așa, ca un fel de jurământ, nu jurământ, un legământ al meu. Mi-a fost frică. Am dat înapoi. A doua zi m-am învoit, n-aveam curaj să intru la ei în clasă și să-l văd acolo, în prima bancă. Ne vedeam de două ori pe săptămână. De obicei mergeam la mine. Eu am început să fiu foarte arogant la școală, cu colegii mei. Mă simțeam așa, la teze, că dădeam teze la engleză. Îi scriam poezii. Oricum nu aveam răbdare să stau două ore la nicio teză. Și după jumătate de oră mă duceam cu lucrarea la ea și îmi spunea așa printre dinți. Mai stai și tu puțin, nu poți să ieși acum. Și mă întorceam și mai scriam două poezii. După care mergeam la mine și corectam lucrarea mea în pat. Era foarte frumos. Era și chestia asta de secret. Era foarte frumoasă. Era o chestie care ne lega foarte tare. În pauză ieșeam să fumez cu colegii și ea mă suna sau trimitea mesaje. Într-o zi nu mai aveam bani de cartelă. Așa că a doua zi mi-a adus ea o carte în engleză. Și uite, ia-și tu cartea asta, uită-te prin ea. Și când am deschis-o, era acolo o cartelă. Dar tot timpul erau gesturi din astea. A devenit o obișnuință. O rutină. Foarte ușor s-a întâmplat asta. Și foarte repede, aș zice acum. Dar era el așa, foarte copil și foarte matur în același timp. Tot timpul îmi lăsa sentimentul ăsta că e așa cum trebuie să fie, că noi doi suntem împreună și asta e viața. Ați ascultat Secrete de familie, episodul 2. E doar un copil. Au interpretat Carmen Lopăzan, Adrian Angel, Rolando Mațangos.
Text și documentare Elena Vlădăreanu. Muzică originală și ilustrație muzicală Miron Ghiu. Sound design Petre Fol. Visuals Liliana Basarab. Regia Robert Bălan. Un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.